Vești proaste de la Administrația Națională de Meteorologie în ceea ce privește ziua de sâmbătă, când vom avea parte de ploi și temperaturi mai scăzute decât până acum. Vântul va sufla în general moderat. Dimineața se vor înregistra între 7 și 8 grade, iar la prânz 14-15 grade. Duminică vremea se va schimba și va deveni frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, dimineața va fi ceva mai răcoare, însă la amiază gradele din termometre se vor ridica la valori de 15-16 grade. Astfel, sâmbătă la Bolintin și Comana se vor înregistra 14 grade Celsius, în timp ce la Hotarele, Mihăileș, Ghimpa și Izvoarele 15 grade. La Giurgiu vor fi 16 grade Celsius. Astfel, pentru duminică, meteorologii anunță la Bolintin, Hotarele, Comana, Mihăileș și Izvoarele 15 grade, iar la Giurgiu și Ghimpa 16 grade. Vântul va sufla cu o putere de 9 km pe oră din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 759 mm coloană de mercur, iar umiditatea aerului va fi de 70%. Dunărea este în creștere cu 2-8 cm, iar cota probabilă este 165 cm.